Povești la telefon de Gianni Rodari A fost odată ca niciodată un tată. Ei bine, acestea șase zile pe săptămână străbătea întreaga Italie în lung și în lat. Duminica se întorcea acasă, iar luni dimineața o lua de la capăt. Înainte de plecare, fetița lui întotdeauna îl ruga să nu uite să-i spună în fiecare seară o poveste. Pentru că altfel nu putea dormi. Așa se face că oriunde s-ar fi aflat, la ora nouă fix, contabilul Bianchi dădea telefon acasă. Ei bine, și aceste povești nu sunt oarecare. Sunt povești care conțin oameni de unt. Au palate din înghețat. Sau uh, un care fuge de pe chipul stăpânului. Popuși bolnave de bombănită. Povești una și una, desprinse parcă dintr-un timp în care nu mai există cuvântul plâns. Astăzi, povestea Orașul Stocol de vânzare. La piața din Gavirate se nimeresc omuleți care vând de toate. Și mai pricepuți decât ei să vândă, nu știe nimeni unde să găsească. Într-o vineri se nimeri un omuleț care vindea lucruri ciudate: Munt Blanc, Oceanul Indian, mările de pe lună și așa de tare își lăuda marfa că după o oră nu-i mai rămăsese decât orașul Stockholm. Pe acesta îl cumpără un frizer pentru un tuns și o frecție. Frizerul încadră între două geamuri certificatul care suna așa. Proprietar al orașului Stockholm și îl arătă mândru nevoie mare clienților, răspunzându-le la toate întrebările. E un oraș din Suedia? Ba e chiar capitala. Are aproape un milion de locuitori, bineînțeles, toți ai mei. Are și ieșire la mare? Dar nu știu cine-i proprietarul ei. Încetul cu încetul, frizerul puse bani deoparte și în anul următor se duse în Suedia să-și viziteze proprietatea. Orașul Stockholm îi se păru minunat, iar suedezii, oameni foarte cum se cade, ei nu înțelegeau o vorbă din tot ce le spunea, iar el nu înțelegea nici jumătate de vorbă din tot ce îi răspundeau. Știți că eu sunt stăpânul orașului? Sau nu știți? Vi s-a adus acest lucru la cunoștință? Suedezii zâmbeau și ziceau că da, fiindcă nu înțelegeau. Dar erau amabili, iar frizerul își freca mâinile satisfăcut. Așa un oraș pentru un tuns și o frecție l-am luat pe nimica toată. De fapt, se înșela? Plătise mult prea mult, fiindcă orice copil când vine pe lume, întreaga lume e a lui și nu trebuie să dea pe ea nici măcar un bănuț, trebuie doar să-și suflece mânecile, să întindă mâna și să o ia.